Aproximativ 200 de sportivi au participat în zilele de 21 și 22 mai în București la sala Antilopa la campionatul național Jiu-Jitsu, rezervat sportivilor junior 1, tineret și seniori. Competiția s-a înscris în calendarul sportiv național, fiind prezente 17 cluburi din toată țara. Acestora li s-a alăturat și clubul giurgiuvean CSEAC Vila Giurgiu, cu un lot de 6 sportivi antrenați de profesorul Ion Chelu. După o participare care confirmă poziția pe plan național a clubului giurgiuvean, antrenorul de la Acvila se poate mândri cu încă 11 medalii, 3 de aur, 4 de argint și 4 de bronz.